Locotenentul Timofte, pândaș la zidurile codoașei, îmi face semn să fiu liniștit. Arunc un ochi în jurul meu. Strada e animată. În afară de două bombe cu oră de închidere în funcție de dever, mai există și un magazin non-stop. Înăuntru zăresc clienți. Au venit după băutură și țigări, mai mult ca sigur. Nu-l văd nici măcar pe Ludovic șpis sărind la două noaptea din papuci pentru un arșin de cârnați. În principiu, Timoftea are o misiune destul de simplă. Nu trebuie să recurgă la trucuri grozave ca să-și camufleze prezența și nici nu se plictisește. Bombele spline, umbre amărâte de fripturiste care șomează, ling zidurile. Îl las pe ene în mașină și mă strecor în bloc. Sun. Cinei? Întrebarea e pusă de la cel puțin 10 metri distanță de ușă, iar persoana stă cumva oblic, nu în bătaia glonțului. Bravo, Nina! Ai învățat ceva în nemțime! Ca Bob! Pe cine cauți? Fetița cu chibrituri! Era numele ei de profesionistă la 12 ani. Abia acum îmi deschide. Încuie repede în urma mea și mă îmbrățișează. De când nu ne-am văzut? Se dă un pas înapoi și mă admiră. Știi? Parcă ai mai crescut. Cu anaurica în alt capot în care a intrat cam la vreun kilometru de material și cu cold cream pe obraj, se distrează. I-a mai venit inima la loc. Zău că te-ai mai înălțat!" mă asigură Nina. Coana, urica, grohăie. Mie îmi spui! umblă în picioare pe sub pat!" Nina arată trăsnet, chiar fără fara fastâcuri, în bermude cu un t-shirt cadrilat și cu părul strâns într-un coc neglijent, seamănă cu o adolescentă în ultimii ani de liceu. O adolescentă care promite. ce cu tine?" o întreb. Ce se întâmplă?" Nasol." Privesc în direcția bătrânei care nu se clintește și răspunde neîntrebată. Nu-i secretă cu mine și chiar dacă îmi faceți vânt, eu tot ascult la ușă. Așa-i, râde Nina. Nu știu cu ce să încep. Cu începutul. Când ai sosit în România? A, cu trei zile. Ai tras în general Cristescu după aia? La un amoraște al meu. Mă ascund. Degeaba. Mă dibuie și în gaură de șarpe. Cine? Nina oftează. Își aprinde nervoasă o țigare. Dacă aș cine e sau măcar cum arată, nu mi-ar mai fi atât de frică. Îmi cunoaște toate mișcările. Ce vrea de la tine? Bani. Foarte mulți bani. Sunt în stare să mă lichideze. În ce dracu te-ai vârât? Coana Urica intervine. Vorbește fă mai simplu pe înțelesul polițiștilor. Nu-i momentul să fiu susceptibil. Nina mă privește absent. Încearcă să-și adune gândurile. Știi că m-am căsătorit în Germania. Da, și că ai tras un tun mare. Foarte mare. Bărbatul meu e în bun de grudă de sânge cu vreo trei statui din oraș. Fluier căpiat. Chiar la un elefant alb nu mă așteptam. Știam că o izbise, mă gândeam însă doar la un munte de bani nu, și la o poziție socială fabuloasă. Când reflectezi unde a ajuns fetița cu chibrituri și mai apoi Nina Vestibul, micuța hoață din transportul public, îți vine amețeala. Încep să crezi din nou un povești cu zâne și prins ferme pe sare albi. Soție de parlamentar și nu dă sta de tranziție. Bravo națiune! Coana Urica se foiește ofensat între colaj de o sânză și vreo 20 de colți de crepsaten. Uite-l și păcuțul nu ăsta cum mai cade nizmere de mirare, Adică de ce n-ar fi Nina Madame Bundă în ștab, la educația pe care i-am dat-o? E fată cu bacaliorat și trei păsărești. Păi ce ușasca! Se neacă de indignare. A avea glaș papir între picioare. Să fi fost bărba mă culcam mai degrabă cu o gaură de metrou. Muia chimic în gură când se-i și era dita împărăteasa. Se compară cu Nina mea, frumoasă cu Biblie, cu minte. Gata, bunico, râde Nina. L-ai convins. În fond, codașa nu minte. Fata a terminat liceul și n-a făcut trotuarul, nici măcar camere închiriate cu ora. Explică-i caraliului ce viață respectoasă duci tu acolo. Sunt o doamnă respectabilă, sură de Nina. O iau pe scurtătură. Da, ea te șantajează cu ce te au la mână. Nina își ridică privirea, are niște gene grozav de lungi și, în general, tot ce-i trebuie ca să videa dura. Iar la 60 de ani, cam câți numără herbunde în stag, Aici nu te mai ridici. 58, mă corectează Nina când îmi dau cu părerea. Coana Urica apreciază expert. La anii ăștia unii mai au cotorul verde. Și o proteză cu 50 de măsele, completează Nina. Ei, și ce? L-ai luat ca să te mănânce? E, te, și la asta. Le întrerup. Varde de șuietă? Zin cu ce te șantajează. Au niște casete. Porno? Dacă vrei îmi vine să o iau la palme. Ești irresponsabilă. De ce a trebuit să te bagi în rahat? fă să înțeleg. Jur că nu-mi fac de cap în Germania, am atât aminte. Stau pe secetă și vin să-mi fac plinul la București. Coana Urica mă ajută să înțeleg. Trebuie să se distreze și fata. ce i vrea să ajungă la pastile de mansardă? Nina se enervează. Vorbesc eu sau vorbești tu? Casetele au fost înregistrate fără să știu că doar nu-s deci, aici, la București, de vreme ce la Düsseldorf aștușă." tușă. de mănăstire, subliniază bătrâna. Carmelită, la București, confirmă Nina. Halal, goi. asta e tot ce ai găsit în cișmigiu. N-a știu unii cel pun mâna în foc. Coana urica bate în lemn. Poate pa lui vădim, nu fi proastă, fă. Nina se înflăcărează. Ca Bob, eu știu ce vorbesc, puștui cura lacrimă. Cu ce se ocupă? E student la Academia Comercială. Îl întreții? Bătrâna sare arsă. Ce proastă! După patru da, ani îmi plătește muierea prițul. Nu ca Bob, mă costă doar băutura și țigările. Să mai zic benzina, un restaurant. Credeți-mă că și pentru astea se jenează, trebuie să insist. O privesc în adâncul ochilor. Îl iubești? Da, mi-aduc aminte de sinuzită. Cătălin? Nu, ăsta a fost mai de mult. Se ține și cu de capul meu, nu vrea să înțeleagă că s-a terminat. Casetele nu cu el. Cu studentul? Da, cu Mihai. Unde s-au comis? La el acasă, locuiește singur, părinții sunt în provincie. În general, Cristescu nu mă mai simțeam în siguranță din cauza lui Cătălin. Când s-au tras casetele și când a început șantajul? Își dă ochii peste cap, făcând niște calcule. Bătrâna profită de pauză ca să mai strecoare un comentariu. Ce modă o mai fi și asta?" Nu mai poți să iei loc poțu, cal fără să te trag în poză. Nu îmi pare rău că am îmbătrânit. Nina ridică un deget. Îți spune exact ca Bob. L-am cunoscut pe Mihai în februarie. Atunci s-a făcut prima înregistrare a doua în martie, când am venit iar la București. Cum justifici frecvența vizitelor în România? Urmez un tratament ca să rămân însărcinată. Chiar îl urmez pe bune. Coana urica chițe. Pe vremea mea doar vedeai izmene pe frânghe și pești în rămâneai borțoasă. Dacă nu-i pune aici, ce pun ai o sală de cinema. Șantajul, continuă Nina, a început acum 8 zile. Am primit casetele prin poștă cu indicația să le vizionez fără martori. Bătrâna își pocnește o palmă peste frunte. Niște, iată, moartă, nu pricep cum naiba n-ați văzut fotograful. Că doar nu vă drăgălească cu ușile vraiște. Chiar așa, erați în al 99-lea cer, nu l-ați simțit că e cu voi în casă? Nina își duce exasperată mâinile la cap. Degeaba e, explică-i suficient să placezi instrumentul și aș face treaba singur. Și tot de ce n-ai văzut instrumentul? Ești chioapă de un ochi? Dacă îl vedeam, nu mă mai crăcănam, țipă Nina. Din suflet, te rog, bunico, pune Ivar la cățea aia. Codoașa așa caută ceva în jur să-i arunce în cap. Tu să fii respectoasă cu mine, că eu te-am făcut cu coană. Fac ceva în pașaportul tău și în caritățile tale și în statuile lui bărbatul tău. Îmi vine rândul la urlat. Dacă nu vă potoliți, eu plec. Descurcați-vă singure." Se face liniște. Nina n-a respirat dâng și reia. După două zile am primit un telefon." Cât?" întreb. Suma mă înfioară. Fluier din nou complet aiurit. Parcă ai fi de la circulație." Mă admonestează bătrâna. Degeaba v ca pe maniere. Tot n-ați deprins." Ai plătit? Te unde?" Am un cont personal în bancă, dar ce să mai discutăm? Nu e o sumă care să treacă neobservată. Pe urmă, șantajul e puios. Azi 500, mâine milionul. Practic, ce ai făcut? Nina îmi arată două șiruri de din strălucitori. Are aerul unei fetițe care a umblat la borcanul cu dulceață. Am întins-o, pentru totdeauna. N-a încurajat să înfrunt un scandal de asemenea proporții. Presa, familia, cariera lui politică, degeaba, voi nu vă puteți da seama de poziția lui Helmut. Bunică sa declară suficientă. Ba, eu îmi dau seama că m-am ținut o vreme cu notarul dângăiești. Era în lăcrimioară pe atunci rouă, unde nu mai am eu acum 15 ani. Pe scurt, conchid, ai plecat definitiv. Ce ai de gând în continuare? Vreau să-mi aranjez aici niște probleme și pormă urmă dispar. United States, poate Australia. Am ceva bani și cu ăștia te descurci oriunde. Coana Urica se și vede în aeroplan. Ce ți-e și cu soarta? M-am născut la bolintin și o să dau ortul popilă ăștia din serialele cu canguri. Îi fac semn să tacă și mă întorc spre Nina. Spunem concret ce ți s-a întâmplat de când ai aterizat la autopeni. Sunt urmărită. N-ai cumva idei fixe? Suntem meseriași ca Bob și eu nu mi-am pierdut mâna. Am știut și când mă filau detectivul lui Helmut. Asta l-a început în perioada de verificare. Poate te verifică și acum. Exclus! Golanii de aici încearcă ori să pună una pe mine, ori să mă achite. Dacă voiau să te achite, îi zbuteau până acum. Iar dacă șantajul e obiectivul lor principal, nu zne nebun să taie găina cu o de aur. Cred mai degrabă în alt variantă a doua, răpire urmate de o cerere de răscumpărare, transferând astfel șantajul asupra lui Helmut. Nina oftează, își frânge degetele. Poate, un lucru e cert, nu mi se năzare. Printre altele, am abandonat sediul din general Cristescu pentru că au umblat în casă în lipsa mea. Discreda, neîndoielnic. De exemplu, Nina râde. Am sistemul meu fără greș. Când plec, îmi las papuci în fața ușii într-o anumită poziție. Ne avertizat, e imposibil să nu te împiedici de ei și pormă să-i aranjezi exact așa cum i-am pus eu. Poate că a fost cătălin. Mi-a spus că ați petrecut împreună noaptea de duminică. Minte. De unde știe, însă că sunt în România. Eu nu l-am căutat. Deci, sinuzită m-a tras în piept. Mi-a scăpat printre degete. Lucrează la flora ea, eu la casa albă. Nina ridică din numeri. N-a fost angajat în viața lui, stă pe bișniță. Mă uit la ceas. S-a făcut de ora trei. vorbește despre Vanda. De când o cunoști, în ce raporturi era, ce căutai la ea ieri dimineață. Ne-am cunoscut în Italia. Am în două debutante pe piața din vest. Ea cu gagicărea la eu cu șparleala. Cei mai rentabil? chestiune de vocație, de talent în cazul ei. Ce făcea Vanda pe scenă? Eu n-aș fi fost în stare niciodată. Coana Urica declară cu superioritate. Creși eu la educația pe care ți-am dat-o, nici la mai nu te sau mai elegant. Rahat, respinge Nina. Șpilul e cum o făcea, nici n-a pucat să-și scoată sutienul și toți gagii erau cu mâinile sub fața de masă. Merita să vezi un show de-al ei. A fost cea mai bine plătită stripteză din fosta Germanie Occidentală. La competiția de acolo, asta spune ceva. Eu am tras pe altele, am mâna ageră, lucrez fin. Mi se pare foarte distins, apreciază gramama. Și nu se lasă întreruptă Nina, am moacă nevinovată. Am făcut reclame la firme de dulciuri, țoale pentru tineret, echipament sportiv. N-am câștigat cât vanda, dar am făcut rost de acte și nu mi-am compromis șansele. Nici la șterpeli nu m-am aruncat, cât să mi-ajungă de chirie, de o piață. Să nu consum gang pentru un hamburger sau o perche de ciorapi. Bătrâna, o soarbe din ochi, se prăpădește de atâta înțelepciune. Te șteaptă mi s-a izbit mie, ziți că te-ai fumărit ta, fată mare." Cam atale, nu mă pot abține." Codoașa își saltă nasul. Nu mi-a stat în caracter, sunt liberă de înfir, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu." Ce, Adam și Eva a trecut pe la primărie? Și, slavă Domnului, s-au mulțit răda un plu pământul. Eu arăt ostentativ Ninei. Totdeauna face așa? M-a nebunit de cap. Coana, Urica e gata să-mi ardă un baston. Nu că s-ar fi, dar n-ajunge la el. Joacă pe teren propriu și ține să-mi o sublinieze. Ascultă, o țărică, treci pe unde medii. Întâi, că nu eu te-am căutat. Al doilea, vezi bine că colaborez cu autoritățile fără să fiu închingi, adică de răspundere civică. Al treilea, ești îmbătătura mea. Ascultă cu Ana Urico și împroptesc amenințător pumnii în centura de la pantaloni. Vorbește civiliza, nu cu mâinile în șolduri ca țațele. Dacă ții la zilele ninei, treci în odaia alta. Nu vrei? Salutare! O iau spre ușă. Nina sare cu gura. Ce faci, bunico? Ești bolnavă la ceafă? Pleacă ăsta și noi cum ne descurcăm? Pleacă, pă, nu-l lasă conștiința. O cară totuși în dormitor. Nina oftează. Nu știi ce inima are și cât a făcut pentru mine. A furat, a flămânzit. Că nici ea nu mai era tânără, ca să fac eu liceul la zi și să-mi plătească lecții de engleză. Gura însă nu eu o poate astupa nimeni. Unde a rămas? În Italia. Da, ne-am reîntâlnit în Germania, țineam aproape, dar nu ne vedeam des din cauza poziției lui Helmut. A avut necazuri în Germania? Ha, barna, de fel nu prea vorbea. Știam că are de gând să se instaleze în România pe cont propriu, dar nu credeam că se va decide atât de devreme. Probabil că-și făcuse suma. Se întorsese de aproximativ șase luni. Știu. M-a sunat la Düsseldorf înainte de a pleca, iar aici ne-am văzut de câte ori am venit. Am fost și la crocodil. Ai observat ceva bizar? Ai avut impresia că are probleme?" Nina își privește mâinile îngrijite, dar nefardate. Poartă doar verigheta bătute în briliante. Ce să spun ca Bob? De când am aflat că a dat în primire, nu mă la ea mă gândesc. Era mai ermetică decât un sfinx, vorbea exclusiv despre afaceri. Nici nu știu dacă iubea pe cineva, dacă avea vreo legătură mai serioasă. Există totuși o chestie care mi s-a părut ciudată. Când am venit în martie, m-a rugat să-i împrumut niște bani cât? 50.000 de mii de mărci. Cheltuise cu instalarea mai mult decât prevăzuse și o agasa să rămână cu lucrarea neterminată. Ce ciudat aici? Nina își holbează ochișorii de păpușă. Păi la cota ei! Ba, niște ar fi scos în Germania hocus pocus. Fostul patron nu-și dorește nimic altceva decât să o vadă din nou în localul lui. Deci, care-i teoria ta? Bănuiesc că și-a precipitat plecarea forțată de ceva și că era frică să se întoarcă. Dacă avea de gând să se ascundă în România, n-aș zice că a fost prea inspirată, continuând să profeseze. E aici un șoz care scârțuie. Nina se întinde după țigări. Vrei? Nu, fii atentă și gândește-te bine. Îl descriu pe țeastă. Desigur, îi voi arăta și casetele. Pe moment încerc să-l povestesc cum mă pricep mai bine. Îți spune ceva portretul ăsta? Nina întoarce iute capul. Mișcarea bruscă sugerează un ponei nărăvaș. Ca Bob, sunt sigură că l-am văzut. Are față de caid, e prea fioros ca să-l poți uita. Unde, când? În martie la Vanda, în bloc, tocmai coborat din lift. Când se uită la tine, îngheți. Cum zice bunica, are o figură de mia zâmbit de sub tramvai. Ești bună să traduci? Dă mort! Nu încape nicio îndoială, l-a văzut pe țastă. Iar ți-astă avea legături cu Vanda. Glasul cu aurica mugește din spatele ușii. Pă, l-a scos din formul l-am ginit am ras după aia jumătate albitură să nu visez câș. Mă repet spre dormitor și deschid ușa. Pătrâna ne audiază așezată în fotei de budoar cu toate accesoriile la îndemână. schnaps, țigări, fanta și ceva de ronțăit. Când l-ai văzut gramamă? E încă ciudoasă și mă, puntea la, mă pune la punct. Fără intimități de persoană, că eu nu-s gramamă cu fitecine. L-am văzut ieri când mă dusei să anunț vecina. A ieșit din casă. Doar te-am avertizat. Hu! Cât i-a înciocănită leianușă? Jumătate de metru. Eu sunt apartamentul 38 și ei 40. Să-i zic că am megrenă și nu mai jucă în canastă. Îl a scara. Am fost curioasă că de ce n-a luat liftul și am belit ochii. Ei are dreptate, numai ce te uiți la el și îți crezi Nu mint, un sfert de ceas mi-a bătut inima după aia. mă întorc la Nina. Tu, de fapt, ce căutai ieri la vanda? Vroiam să mă ascund la ea, nu mai știam unde să mă duc. Pe Mihai nu vreau să-l amestec în afacerile mele că e prea periculos. Când mi-a spus mama mare că i-ai pus cuțulan la ușă, a, am venit aici. Mă pregătesc să plec. Nina s-a de mine. Ca Bob. Îmi îndreaptă o privire cu minte de clasa întâi primară, premiu întâi cu cununiță. Ajută-mă să o virez vie și nevătămată și nu o să te uit. Mă ridic în vârful picioarelor și mângâi pe creștet fetița de premiul întâi. Le recomand să fie pe fază cu telefonul, să nu părăsească locuința, să nu deschidă ușa. Deși nu se mițe, le atrag atenția asupra capcanelor clasice. Poștașul, idebul, telefoanele, fochistul blocului, femeia cu brânză și smântână, toți falși, fals incendiu. Coana își flutură degetele inelate. Pastele știu încă de la Notre-Dame, acu de la revedere, te fac o spumă la varice, ne mai înviorăm. Nina mă conduce până la ușă, zâmbetul îi despică obrazul de la un cercel la celălalt le acte? Cum așa? Reflex, duc mâna la buzunarul de la piept. Recreație. Nina îmi întinde port vizitul. Am vrut să-ți că nu mi-am pierdut mâna. Coana urica să a vineți de râs. Marți. Dimineață. Am dormit scurt, nici trei ore. Dispoziție slăbuță. Bădoiu a ajuns la birou înaintea mea. Și-a băut cafeaua, e gata, trotilat. Fușerește listele dispărutelor care au sosit de la evidență. Eu încă nu mă pot conecta. E o zi superbă de primăvară explozivă. Simplă constatare. Nu sunt vreun bucolic, anotimpurile n-au nicio influență asupra mea, nici că-mi pasă de stridențe meteo, arșiță furtună sau ger siberian le percep doar sub aspect vestimentar. Zglobilia primăvară a venit cu imense coșuri de flori. Îmi plac florile și în drum am cumpărat un buchet de narcise. Cam firav cinci firicele, dar astea sunt prețurile. Le pun într-un pahar cu apă, iar paharul ostentativ pe biroul meu. Babuinul mă urmărește cu priviri piezișe. Deschid fereastra. Vezi că intră muște. Trăsnește alcool și afum de țigare, spun sec. Babuinul se lasă pe spate și scaunul pârâie. Poate vine de-a berbeleacu. Mi-ar însemnina dispoziția. Ah, nu vine. Răsucește pixul între degete și mă contemplă cu un aer gânditor. Ai visat râs, Superman? Nu discut decât chestiuni de serviciu. Țin să-ți amintesc că ne aflăm aici pe banii contribuabililor. Bădoiul izbucnește într-un râs de căpcăun. Foile din fața lui zboară de parcă ar fi curent în odaie. ăsta e numărul tău de la brigada artistică? Bată-te mântuirea, bă, bobârnac! Banii contribuabililor, caută-i la Caritas, te credeam mai serios. Calificativele mi le dau superiori. Pe ultima silabă intră maiorul de metru. E uscat, dur, tăios ca și numele. Când pronunț de metru, am în fața ochilor un cuțit cu lamă lungă și flexibilă. După cum București, cuvântul în sine, îmi sugerează o mașină de scris. E o țăcăneală de-a mea. Se uită în jur, Ochii scormonesc de parcă ar căuta un cadavru, expresia de parcă ar fi înghițită din aurul un ligian de melci vii. Nasul subțirei vibrează, antenă de coleopteră. Când nu -i de față, îi se spune suliță. Mirosea scorțișoară. Antidotul babuinului. Mestecă toată ziua ca să nu se simtă danful de alcool. Maiorul se miră crispat. Chiar în fiecare zi mergeți la dentist. N-avem calciu, domnule maior, explică bădoiul. Aveți, în schimb, fica de bronz. Babuinul surâde. Mai reverențios decât o face cu mine, dar a degajat. Nu se pierde cu firea. Dacă îl scuipă din poliție, își pune o pană la pălăria de duminică. A primit oferte serioase de bodyguard. Bașca de vreun semestru flirtează cu ideea de a-și deschide o agenție de detectiv particulari. Stă în rezervă, zice el, pentru că nu are oameni pe care să se poată bizui. După capul lui, e cel mai dotat șerif din spațiu mioritic. Suliță se rează mă cu fundul de pervazul ferestrei. Unde ați ajuns? Tocmai pregăteam raportul. Oral, fără discursuri la obiect. Punctez faptele. Scurt, zici că sufăr de sughiți. Așa îi place lui Suliță. Conversația lui nu cunoaște fraze. Se exprimă în propoziții simple, uneori și ale eliptice. Când e meditativ, Pabui nu-și imaginează cum se petrec lucrurile la maior acasă. Te tăvălești de râs. Ca să-mi acordați credit, precizez că eu nu râd decât la Stan și Bran. Mai fac o excepție pentru Mr. Bean pe care îl ajută colosal moaca, în rest, scuze. Ei zice, ei râde. Când ajung la episodul Crocodil Club, comentează alb. Presupun că pentru voi asta a fost partea cea mai neplăcută a misiunii. Bă, doi îmi strecoar o privire subțire. Fii atentă, ticu, ce mișto fin la băiatul. În continuu raportul, relatând cele aflate de la Nina. Ce e musai să știe. Vine rândul babuinului. S-a întors la club, dar n-a reușit să vorbească decât cu Negulescu, omulețul cel nervos și cosmeticat. Patronii, chipurile, nu sunt în țară. Iar de la Negulescu n-a aflat mare lucru. Nu el angajează personalul, nu el se ocupă de dosarele lor. Vanda a fost o profesionistă excepțională, vestea i-a consternat pe toți, etc. Suliță îl întrerupe. De unde deține informația? Ieri dimineața au primit un telefon anonim la club. Aha, face pe nebunul. Asta o să-l pierdă. Cei cu dispărutele? N-am găsit nimic, spune Bădoiu și întinde raportul de la evidență. Niciuna dintre victime nu figurează pe liste. Am să mă uit pe el. Își împleticește mâinile la piept și face câțiva pași prin birou. 1. Vom folosi fata, se referă la Nina. Canadă, sequestrată la domiciliu, nu ne servește. Doi oameni vor ține umbra non-stop. Domnule Maior, ne asumăm un mare risc. Prima condiție de a câștiga. Există o legătură neîndoielnică între situația ei și asasinarea Vandei. Țeastă Eliantu. 2. Duc casetele dansatoarei la laborator, fotografii cu țeastă. Le veți împărți sectoriștilor, agenților de circulație, informatorilor din tagmă. Mobilizați cât mai mulți oameni pe teren. Dacă nu-i aveți, creați disponibilități. Nu omite sportarii marilor hoteluri și restaurante. Atenție la piețe, ca cu metrelor. Trageți cu urechea. Un om care iese din comunie totdeauna a comentat. 3. Urgență și eficacitate. 4. A nu se mai consuma, apasă, scorțișoară în orele de serviciu. Tolbură a judecată. Babuinul sur de serafic. Permiteți-mi să raportez, domnule major. Părerile diferă. Sir Winston Churchill dormea cu damigeana de whisky în brațe și a câștigat războiul. De metru iar un cop privire ser. În schimb, Eisenhower era abstinent. Altfel nu mai aveai dumneata astăzi ocazia să vorbești atât de mult. Bună ziua! Uite-l și posta cum iese din scenă, comentează babuinul. Ți-am zis mie de ori să nu le trăiască măcar până să termină raportul. Dar în de dă nebun auzi? Să tragem cu pe-un piețe la cei fătuze mița foliculinista cu tanții bigudiu și cici colesterol. Încep să trag desertarea Iurea. Nu caut nimic. Așa procedez când sunt nervos. Nu sunt de acord să o folosim pe Nina drebnadă. Se clizește. Ești la raport. Extrage din buzunarul de la spate sticluța plată de serviciu și ia o înghițitură zdravănă. Auzi, Herculă, la che? N-aș paria pe șansele Ninei să se tireze din rahat nici o sută de lei. Suliți o sacrifică în ultima analiză, o curvă mai puțin pe lume. Contribuabilii nu pierd nimic. Mă apropii de fereastră. E frumos afară, soare, cer azuriu intens, nenă de torid, verdele pomilor argintiu, necolbuit încă. Zambile și starfuți pe moacele privatizaților, pâine încă subvenționată pe cele mai multe. Un el și o ea trec pe sub fereastră. Ăștia încă nu s-au sărutat, pun pariu. Sunt la început de tot, pașii nu sunt rodați, pe fațele-a înțepenit o fericire ierbivoră care anticipează evenimentele. Cunosc expresia din experiență. Situația Ninei în mă îngrijorează, mă simt răspunsător față de ea și față de Coana Aurica. Pentru amândouă am o afecțiune specială și n-aveți decât să mă socoti sentimental. De ele mă leagă primele amintiri din meserie. Două luase! Probabil, dar așa aici există ierarhizări. Cel mai mult îmi place ca au luptă să se smulgă din interlop și să ajungă la limanul respectabilității. Câte vagabonde au reușit? Nu le ridic statui, dar încerc să-mi amintesc mereu că negru nu-i totdeauna negru absolut, după cum albul nu-i perfect imaculat, indiferent de marca detergentului. Mi-a stricat toată ziua. Neatent, am bompânii cu glazare. Când mă vede trist, babuinul devine uman. Îmi împungi un deget sub omoplat, mă străpunge ca o injecție. O stai la el un gest de tandrețe. Așa, cum mai mângâia un câine pe cap. Nu, te frământa bobiță. Cretinul a debita numai aberați țin cel mai lung discurs din viața lui. Popularizarea portretului rămâne singura chestie valabilă. Mersi, o știam și noi fără indicații. Exagerez de metru nu-i prost. Domnul cu el, mie îmi priește la fica să-l cret împit. Pe mine mă obsedează Nina. Logic, șantajistul nu are interes să o lichideze. Hmm, doar dacă fătuca știe ceva despre care nu știe că știe, dar o l-ai convins că știe. Oricum n-am curajul să-i dau drumul larg. Și cum vrei să procedezi? O avertizez. Trebuie să știe că-i hârtie de prins muște, are dreptul să aleagă. Babuinul sură de parșiv. Corect, da, nu tocmai în interesul contribuabililor. Suliță n-ar fi de acord să o avizezi, după mintea mea. Avem toate șansele să intrăm într-un căcățel frumușel. De ce să intrăm? Tu n-ai niciun amestec, e decizia mea. Și ce te faci dacă eu vreau să merg pe mâna ta? Îl privesc impresionat. În fond, ești un golan de treabă. În fond, o fac de al dracului. O poziție lui de metrache. Telefonul. Ridic receptorul. Ascult trei secunde și îl lasăm scape din mână. Babuinul se sperie. Cei? Nina. Moartă? Nu ea. Coana În Împrejurările în care s-a comis crima sunt limpezi ca un clar de lună. Nina e lividă și mult mai afectată decât are aerul. Se stăpânește bine, nu mai ea știe cu ce preț. Bătrâna zace pe burtă la circa un metru de fereastră. Nu-i pot vedea expresia. Sigur nu-i de fericire. Bădoiu a întins-o la imobilul de peste drum. De acolo s-a tras. Procurorul și judecătorul de instrucție îmi stau în cale și îl freacă la cap pe Georgescu, medicul legist. Tipulețul, cum îi spune babuinul, lucrează ca pe ace. E un nervos, dar știe meserie. Öi, l alți doi sunt încă pămpălache. prospătură. Parte din profesioniști artileria grea au cărat-o avocatură, unde n-aștept schenzina ca să-ți plătești lumina și telefonul. Întreținerea o mai sari. Referindu-se strict la fapte, Nina n-are prea multe de spus. S-au sculat la ora nouă dimineața, au folosit baia curându și au luat micul dejun împreună. Cu Ana s-a ridicat să-și ia o țigare. S-a oprit în dreptul ferestrei deschise, cât o aprindă. S-a auzit un șuierat ca un cauciuc care se desumflă și s-a prăbușit. Suntem la etajul șapte. De imobilul de viza vine de spart, cam 60 de metri. A lucrat un lunetist. Pămpălache 1 și 2 se minunează de profesionalismul tirului. Trucuri din astea au văzut doar în serialele TV, anvergura victimelor justificând muniția și cheltuielile. Nu angajezi un virtuos ca să suprime o babă grasă din dristor. Nu se înșală. Iar biata coana urica moare nevinovată. Asasinarea ei constituie doar un avertisment sinistru adresa ei. Fii atentă, bambina, că nu ne jucăm. Îi spun să stea acasă. Mă voi întoarce cât pot de repede să nu întreprindă nimic până atunci. Mă grăbesc spre clădirea din care s-a tras. Dau nas în nas cu bădoiul care tocmai iese. Ridică din umeri, fără să-mi aștepte întrebarea. Rahat! N-am făcut nimic. Tipul a tras de pe terasa blocului unghiul de tragere ideal. De ce acționa la 10 dimineața în plină zi? Bădoiu se enervează. Eu v-am mai spus-o. Vedeți prea multe filme. Doar acolo toate crimele se comit în creier, în opții și în peisaj pluvios. Dau bine trendurile cu gulerul ridicat al polițiștilor și asfaltul ud. E timpul să vă maturizați. Ia statisticile deșteptule. Cele mai multe infracțiuni grave au loc noaptea. Nu, martor altă acoperire. Și acoperire mai bună vrei decât un labirint de cearșafuri și zvene puse la uscat? Când urci acolo, ai impresia că ai nimerit pe corabia lui Cristofor Colum. Putea să dea peste el vreo gospodină." Ei bine, amărâta care a spălat azi avea noroc. Rămânea cu rufele pe frânghe, iar familia căuta acum piață gru ieftin. La capătul străzii, surpriză, ne ajunge din urmă un puști care ne abordează cu multă politățe. Bună ziua, domnilor! Sunteți cumva de la poliție? Ajunge cam până la centura lui Bădoiu, are un cap perfect rotund și ochelar pe nasul cât o cireașă. În spatele lor, privirea e liniștită și directă. Genul de copilaș care pune întrebări incomode acasă și la școală. Cum ai ghici mă, țâcă? Se mira muza Bădoiu. Ei, semănați foarte bine cu Baracus din echipa de șoc, doar că sunteți mai solid, am caseta. Nu vă supărați, dar aș fi mai liniștit dacă mi-ați arătat legitimația. Babuinul intră în joc. Piciul o studiază ca pe o tabele de logaritmi. O restituie și își declină identitatea. Mă numesc Florescu Dorinel. Am 11 ani și sunt în clasa șasea. Din nou în actualitate, după aproape jumătate de secol, ghiozdanul purtat pe spate. A lui Dorinel e roșu cu bretele galbene. În mod normal, la ora asta, trebuia să fie la școală. Nu vreau să-l blochez și mă abțin să pun întrebări cu iz pedagogic. Altfel, bine îmbrăcat, bine hrănit. Nu-i lipsesc din frigider bananele și snexurile din recreație. Stăm în drumul oamenilor și ne tragem lângă zid. Babuinul arborează un aer festiv jovial adecvat la interlocutor. Bine vine vacanța mare! Măi, Dorinele, tu oprești -o de persoanele care seamănă cu un artist sau altul de la televizor? Băiețelul face scurtă la gât căutând obrazul lui Vădoiu. După expresie, s-a la o întrebare mai inteligentă. Nu!" răspunde serios. se Semănați cu baracuz, da? V-am văzut și pe terasa de la blocul meu." Ce naiba căutai tu acolo?" Mă ascundeam." De cine?" De toată lumea." Păi de ce, mă, frățioare?" A închiulit azi de la școală." Aha!" Înțelege nu deși putea fi mai intuitiv. Doar plătește cinci pensii alimentare, dintre care trei școlarizate." Intervin. Dorinele, povestește-ne de la început de când ai plecat tu de acasă. Se întoarce spre mine cu tot trupul. Se pare că nu știe să zâmbească, ci doar să privească intens. Am plecat la șapte jumate. Bunica se uită totdeauna după mine pe geam și am făcut la revedere. După ce a plecat de la perdea, m-am întors și am urcat pe terasă. Planificase șchiulul. Da, aveam azi și zoologie și istorie care pe mine nu mă interesează. Voiam să termin și cartea pe care mi-am promutat-o mândesc cu Cornel de la C și m-am dus să citesc pe terasă. Trebuie să-i o dau înapoi de seară. Doamna Diamantopol, care l-are pe Max, un ceau ceau grozav, l-a dat și la televizor, întindea rufele. După ce a plecat, am început să citesc. La 10 și 5 minute a venit mafiotul. Babuinul cade în își închipuie că îl stimulează. Formidabil! Cum de știu ora cu atâta exactitate? Tocmai mă uitam la ceas. O ora treia zoologia. Profu a terminat apelul și scoate la tablă. Vorbește-ne despre mafiot. De ce îi spui așa? Dacă nu-i dăm bloc, nimeni nu intră pe terasă. Pormă să uita în jur mereu și umbla a pleca ca mafioții. Așa umblă toți când dau o lovitură. Îmi vine să râd. Într-adevăr, așa se pășește, așa se alargă în filme. Furișat, babuinul îl privește contrariat. Cum de nu te-a văzut? M-am ascuns printre rufe. El a strigat, E cineva pe aici? Aș dori o informație." Am tău cu chitic și el s-a dus la balustradă. Avea o valizuță ca o cutie de vioară de -a dreaptă. A scos pușca și a așteptat vreo trei minute. L-am văzut pormă cum ochește, Uite așa plimba și-a tras. A băgat arma la loc în valiză și a plecat. Babuinul îl mângâie pe cap. Dacă ăsta e pedagog, eu sunt sex simbol. Cum de n-a înțeles că lui Florescu Dorinel nu-i place să-l tratez ca pe un copil mic? Poți să ne-l descrii pe mafiot, nici nu știi cât de mulți ne ajuți." Pa, știu," declară placid Dorinel, sunt martor ocular." Babuinul n-are răbdare. Atunci dă-i drumul, vârsta, tânăr sau bătrân?" Bătrân, așa, cam ca dumneavoastră." Mă distrez pe cinste. Ca toți masivii, o arată mai în vârstă decât în realitate. Îmi îndreaptă o privire cum că nu te poți bizui pe aprecierile puștului. Dorinel e însă imprevizibil." Ne aruncă un portret în patru cuvinte de ne lasă cu gura căscată. Seamănă cu Richard Gere. Hă, consum ceva televizor. Nu prea, lui bunic, ai plac concertele și mitingurile. Eu mă uit la video. Merg și la cinema. Nu stai cu părinții? Nu. Pentru prima oară privirea coboară, da, nu-și pierde cumpătul. Tata și mama au divorțat și s-au măritat în nou cu altcineva. Nu e bine să stea cu copilul de la început. Copilul e dorinel, iar teoria auzită în casă, comodă pentru ambele cupluri. Pe fondul acestei reflexii îmi vine o idee. Nu cumva l-o fi văzut pe terasă pe Cătălin Voicu, fostul amant al Ninei care lucrează la Flora, iar dumneavoastră la NASA? Spunem dorinel, mafiotul ăsta Richard Gier, n-avea ceva la NAS? Nu ți s-a părut așa umflat vână de parcă ar fi avut un accident? Atunci n-ar mai fi semănat cu Richard Gier. Logică impecabilă, totuși băiatul poartă ochelari. Cu toate menajamentele îl întreb ce dioptrii are. Căpșorul rotund face tic-tac de câteva ori și își duce instinctiv degetul la șaua ochelarilor optinova. Nu scu dioptrii, sunt pentru astigmatism, explică doct care este un defect de refracție. În clasă stau în banca cincea, pe mi a pus în banca întâia argument irefutabil în fața căruia mă închin și cade ipoteza voi cu eventual lunetist. Ce ai făcut după plecarea mafiotului? A rămas ascuns. Doamna Diamantopol a venit cu încă un lighean de rufe. N-am vrut să mă vadă, e prietenă cu bunica. Se frică de bunica? Nu mi-e frică, dar e sensibilă, se necăjește din orice prostie și asta i face rău la ficat. Mai departe, îi dă brânj Bădoiu. Mai departe ați venit dumneavoastră, am văzut că ați început să căutați urme, chiar acolo de unde a tras le căutați. De ce n-ai venit la mine? Ziceai că semăn cu baracus. Dorinel se foiește, nu are încurcătură. Da, dar semănați și cu banditul la gras din nașu, ați fi putut să mă răpiți. Ați auzit de kidnapping? Mi s-a întâmplat. Băiatul clipește des de parcă s-ar mira ce cult micul bădoiu. Ca să fiu sigur v-am urmărit, am auzit ce ați vorbit cu doamna Diamantopol. Pe urmă v-ați întâlnit cu dumnealui. Cu mine vrea să spună, brusc înțepenește. Bunica, să nu mă spuneți! Șoia la fugă ca un ied, dispărând în mulțime. Ne uităm curioși la femeia care a ieșit din casă după obișnuitele cumpărături matinale. Spre șaptezeci de ani. E înaltă, distinsă și are dezvoltura caracteristică portofelului plin. Poartă ochelari negri la modă și întreaga ținută chiar de piață, actuală are șic. Arăta bine cândva? M da, face babuinul. Cred că merita să o privești de două ori pe timpul războiului din Corea. Ăsta e criteriul calendaristic al babuinului. Războiul din Corea, Cuba, Vietnam, Afganistanul, Golful, cei drept fiecare punctează aproximativ altă generație. Își aprinde o privind lung după o fâță războiul din Vietnam. Fiecare centimetru de epidermă țipă sex mai ales popoul, rotitor și agresiv. E genul lui. Toate cele cinci pensii alimentare au avut aceeași geneză. Ai luat-o cam de dimineață. Mă privește mirat. Fă să zic că pe tine te întreabă câte e ceasul? Trece brusc la altceva. Băi, Hercule, încep să mă enervez. Tu realizezi că avem doar niscai piste, dar nu subiecte? Că n-ai pe cine să iei la întrebări. Subiecte ar fi, da, de, de unde să le iei? crezi că n-ar fi interesant să stai la o parolă cu voi cu sau cu țeastă? Cel puțin pentru lunetist Richard Gier. Nu mai avem nevoie de portret robot. Ai luat-o drept bună. Știi, că nu prea am încredere în ăștia mici. Vorbesc din experiență, cam cinci exponate în inventar. Sunt aiuriți și tromboniști. Dacă ei scoate în fiecare duminică la cerc și le-ai scăpa niște bani de buzunar, ai constatat că sunt inteligenți și drăgălași. Hebdomadar însă, există o pitulice care merită mai multă atenție. Ești invidios. Realist, nu-ți place adevărul. Tu te înmăta. Se răsucește pe călcâie și mă lasă în mijlocul străzii. Mă duc nu în, ci la mamă. Am un răgaz de circa o oră până să mă întorc la Nina. E singura urgență de moment. Rezultatul autopsiei nu poate cuprinde nicio noutate, cel balistic mai durează. Nici pe asta nu dau prea multe parale. Oricum, știu că arma noi de proveniență autohtonă, hindusă, malaeză, filipineză. Orba vine, fiindcă ăia importă, fac palmier, nu filinte. Tot nu o să găsesc înregistrat în cartea de imobil. Iar după 90, au intrat în țară atâtea scule clandestine, încât ar fi interesant de știut cam câte revin pe cap de locuitor. Sub Ceaușescu eram mai informați. Știam că tot țel ne revine de pălărie. Îi luam și pe japonezi. Sentimentul ne umplea de liniște și legitimă satisfacție. Mai erau unii curioși care se întrebau cam la câte chile de oțel să consume ei personal într-un an. Naiba știe de ce le păsa. Parcă pinguin consumau. I-am promis și trebuie să mă duc să un singură ei ființă apropiată. Cu mai sa și frații ei nu s-a înțeles de când era în liceu. În fapt, ei n-au înțeles-o. Sunt în aia care nu schimbă șternutul și verigheta de la care până la ultimul suspin. Mama e mai alegret, o ține la o experiență de viață bogată compromisurile ei sunt străine. Cu mine s-a purtat foarte frumos, parcă nici nu mi-ar fi fost mamă. N-a cunoscut personal niciun profesor de-al meu, la 14 ani mi-a dat bandă țigări, ne bucuram împreună când începea vacanța mare. Am simțit-o ca pe o soră care avea grijă să nu-mi lipsească nimic. În fond, nu ne despar decât 17 ani. Atât avea mama când m-am născut. I-am fost totdeauna recunoscător că nu m-a lăsat în seama bunicii o scorpie cu Dumnezeu pe buze și o oaste de draci în suflet cu minte ca o poză. Ea, ăsta era idealul ei de copil. Ca să-ți dea o bucățică de rahat, trebuia să te fi cățărat pe un nor și să-ți fi crescut aripioare. Ma, ar fi putut obține orice de la mine doar emițând eventualitatea de a caza în poalele de evanghelistă uscate a bunicii. N-a profitat niciodată de atu. Nici nu m-a amenințat mâncar. Chiar când i-am tăiat o centură din piele de crocodil ca să-mi fac o praștie. Cât am iubit-o pentru asta. Cu soții ei m-am înțeles foarte bine. Firesc, mama nu se putea mărita decât cu bărba simpatici. Cel mai mult mi-a plăcut al cincilea. Era regizor de circ, vedeam toate spectacolele pe gratis și de câte ori pofteam. Am avut o copilărie foarte frumoasă. În caz a fost armonie și permanent atmosferă de carnaval. Căsătoriile n-aveau timp să se uzeze. Cum s-ar zice, n-apucau toamna. Durau atât cât durează primăvara într-o legătură sentimentală. Despărțirile erau duioase, cu șampanie, lumânări aprinse, toți plecau cu lacrimi în ochi, toți au regretat-o. V-am mai spus că trei din foștii ei, soți mai perseverenți, au reușit să biseze. Mama a transformat apartamentul din piața Cogălnicianu într-un studio cu dormitor. Un dormitor aiurit și adorabil, exact ca ea. Patul perfect rotund, așa cum și l-a visat încă din adolescență, citind, dacă nu mă înșel, anotimpurile lui Radu Tudoran. Dulapurile din perete sunt camuflate de draperii galben canar o oglindă venețiană autentică pe peretele de la picioarele patului și ăsta-i tot bedrumul. Ansamblul de impresia unui decor de teatru ca și studioul de altfel. O canapea circulară imensă, un screen francez transformat în bar, televizor, câteva aplice de cristal. Aici galbenul canar, culoarea ei preferată, e brunetă. Mai înregistrează câteva pete de violet. Cât privește atelierul unde bricolează tot felul de fleacuri ornamentale, acesta e instalat la mansardă. Banii nu-i lipsesc niciodată. Sunt fiul ei, dar al dracului să fiu dacă știu cum îi fabrică. Efectiv face parte din fericita categorie de oameni care scot, inventează bani din orice. Rătăcită în Sahara, iar găsi probabil în coco, așa unui dromader. Îmi deschide de la primul țârâit și îmi sare de gât. E și ascundă. Deosebirea dintre sexe nu va dispărea niciodată. Ce dă la mine pitic, la ea devine grațiosul minion. O privesc cu plăcere și de fiecare dată îmi spun că nu va fi niciodată bătrână. S-a scurt de tot ca un derbedeu de 10 ani. Cercei gitane uriași, din cristal negru, mâna impecabilă, expresia luminoasă, destinsa, a insului care a făcut toată viața doar ce-a poftit, te avertizează imediat cu cine ai de-a face. O femeie care n-a ținut în viața ei un lighean cu mazăre de curățat în poale și nici n-a apretat cu ștaif cămășile legitimului. Că cu excepția accidentului din care m-am niscat eu, a avut doar legitim. Bineînțeles că nu mai arată cam prima tinerețe, dar a rămas seducătoare. Ochii sunt tot minunați, râsul de copil în fața pomului de Crăciun, intact, intactă pielea din cea mai fină catifea. Când era mic, avea un mantou de lutru. Mi se părea că seamănă cu mama. Atingându-le încerc cam aceeași senzație. Mă trage în mijlocul încăperii și chipurile mă admiră. Ce-ar fi să-ți lași barbă? De prestanță, știi? Respir adânc și zâmbesc. N-ai să te obișnuiești niciodată cu ideea că nu sunt adonis. Ce prostie! Ești foarte drăgăla și ai un gen. Michi de exemplu. Mamă! O întrerup. Sunt foarte grăbit. Abia am reușit să găsesc o gaură în program. S-a făcut covric pe canapea. Are o flexibilitate de invidiat. Eu mi închipuiam că luăm masa împreună, nu ne-am mai văzut de... Exact 11 zile jumătate, timp în care... Zâmbesc? Mi se pare că nu te-ai plictisit. Surde și ea cu gropițe și licurici în privire. A, te gândești la Toto. O iau scurt ca la poliție. Câți ani are? 60. Mi se pare neserios să te cheme totul la 60 de ani, dar parcă eu sunt mai reușit ca bobiță la aproape 33. Ce învârte? Începe să-mi interrogatoriu. Ei, nu-l lua așa, vreau să-i stabilesc punctele cardinale. Te asigur că n-are cazier. E coafor. Mă uit edificat la capul lui. Creația lui? Nu fi caragios și începe să râdă. E coafor de câini. Câteva momente rămân stop cadru față de profesiile celorlalți soți. Asta lui Toto mi se pare de la distanță cea mai fistichie. Mama îmi sesizează starea de spirit. Bob, mi-e teamă că tu nu ești îndeajuns de adaptabil. Lumea evoluează și există azi o grămadă de meserii despre care pe timpul lui Ceaușescu nici măcar nu se auzise. Tot că cățeluși pieptăna totuși atunci? Sigur că nu. Era geolog, s-a reprofilat după 90. Țin să spun că s-a orientat perfect, are azi cel mai important salon din București. Programările se fac cu două-trei săptămâni înainte. Nu înseamnă că merge treaba. Mama râde încântată. Are un dever extraordinar, vin și din provincie. Abia face față. Continuă plină de entuziasm. A fost obligat să mai angajeze două persoane. O actriță de la notara și un inginer, așa, ceva cu calculatoare. Auzi tu? Numai corp diplomatic are 43 de clienți, ți-ai fi închipuit? Nu, recunosc cu sinceritate. Unde și-a deschis salonul? Aș fi curios să-l văd. Nu știu să spun strada, deși am fost de câteva ori, cam pe unde era lupoaica. Las că nimeresc eu. Precis, localul e drăguț, dichisit cu ziduri oglindate. În vitrină are câteva panerașe cu pui vii, cum erau odată pe cutiile de bomboane. O drăgălășenie! E grozav de entuziasmată și mă întreb dacă nu, cumva, bizarul în e cel ce a precumpănit în luarea celei de 11-a decizii. La mama totul devine adorabil din momentul în care sare cu cel puțin câțiva centimetri ștacheta normal lui. Abia aștept reacția bunică mișa unchilor. Îmi promit ca pe un regal o vizită cât de curând. Cum se numește firma? Rex și Prinț. Promonarhist? Spiritualule, doar nu era să-i zică la Azorică și Grivei. Mă uit la ceas. Mamă, mai am un sfert de oră. Când și cum l-ai cunoscut? Acum zece zile. De cum l-am văzut? A fost un șoc, bobiță. Am simțit din prima secundă că în sfârșit am găsit omul vieții mele, cel predestinat. E greu să-ți explic. O liniște binecuvântată mi-a cuprins întreaga făptură și parcă o voce mi-a simțit, mi-a... Oh, în fine, am simțit că am ajuns la capătul căutărilor. În scepticismul în spatele unui zâmbet de fericire. Ori de câte ori s-a pregătit să-și pună o verighetă nouă în deget, mama s-a simțit la capătul căutărilor. Mă întreb cât va rezista tot cel de-a pe la predestinat. Groza, v-aș pune un pariu, dar sunt un fiu respectos. Și în modul în care ne-am cunoscut se vede deslușit mâna destinului. Închipuiește-ți! Ultima oară am fost în Floreasca. Mm, da, da, așa e cu Mitică. Mitică, Mitică, da, dragă Mitică Marinaru, al șaptelea. Pur și simplu n-am mai avut treabă pe acolo. Să nu o lungesc. Cineva și-a cumpărat o casă în cartier și m-a rugat să o văd așa. Poate îi dau vreo idee cum să-și o aranjeze. La plecare mi s-a făcut chef să mă mai uit pe la vitrine. La obiect, mamă, te rog. Păi ăsta e obiectul Mâna destinului a intervenit a doua oară. În loc să iau un taxi ca de obicei, am luat-o pe jos. Când am ajuns la salonul lui Toto, am simțit o... nu, o... o un impuls irezistibil să intru. Primul om cu care am dat tocchi a fost Toto. Nu ți se pare de-a dreptul extraordinar? Se ocupa de toaleta unui lulu de pomeran, o bomboană alb și rotund ca un bul de nej se oprește clămpănind din genele superbe și riverane. Adică are gene bogate și petivul de jos al ochiului, ceea ce nu se prea întâmplă. Încheie cu un gest de loc vent, voala de vezi. Asta a fost tot și a fost de ajuns. Îți doresc din toată inima să fii fericită. Și-o îmbrățișez. E o femeie cu simțul realității care consideră că n-a avut și nu are motive să se plângă de soarta ei. Eu am fost întotdeauna fericită, scumpule. Sper, de fapt, sunt convinsă că fericirea pe care i-o datorez lui Toto îmi va acoperi întreaga existență. Hotărât, fericirea e o chestiune de decizie interioară. Nu cred o silabă, aș vrea să-l văd și eu pe ăla care decide interior să nu fie fericit. Dar de ce să nu adaug o pensulă de azuriu și roz paradis la o zi frumoasă? Mama mă mângă e recunoscătoare pe obraz. Ce copil bun ești tu, Bob! Ce mult îmi doresc să fii la fel de fericit ca mine!" Va veni și timpul tău. Trebuie să plec. Promit să vin la cină mâine seară ca să-l cunosc pe logodnic. Mă conduce până la ușă. Noi îi spun că intenționez o prospecție incognito la Rex și Prins chiar acum, înainte de a mă întoarce la Nina. Nu vreau să-l avertizez pe ipochimen, mi plac impresiile, clișeu neregizat, în schimb o întreb ce cadou i-ar plăcea. E generoasă ca de obicei. Am să-ți fac eu un cadou, nu mai datorez nimic pentru caritas. Debitele mele le-a preluat totul. E un adevărat gentilom de pe vremea turnirurilor. Asta chiar că i o veste bună de ieri, n-am mai făcut niciun pariu. Mă mai rețin o secundă și lansează ca pe ceva cu totul lipsit de importanță. Dacă nu te plictisește din calea afară, poate treci pe la bunică ta să-i spui. Știi, totuși, nu se face. Mă exprim la fel de eliptic. Nu crezi totuși că tu mă sărută pe frunte și îmi face vânt. N-am niciun chef să-mi stric cheful. Aș fi dat peste salonul lui Toto fără nicio indicație. E vitrina cea mai frecventată din zonă și dacă ce se petrece înăuntru corespunde forfotelii de afară, înseamnă că mama a dat lovitura. Ca negustor, tipul are geniu, idei și curaj. Pe seceta din frigiderele noastre îți trebuie o fantezie cu bătaie lungă ca să-ți închipui că poți scoate bani montând în bigudiuri pe țeste canine. Uite că tot o și-a închipui bine. Vorba E, e de ajuns să observi preșul de la intrare ca să-ți dai seama că afacerea merge splendid. Ca să ajungi să vezi ce se petrece în vitrină, trebuie să faci coadă. Curioșii sunt de toate vârstele, iar copiii efectiv înțepenesc acolo. În peisajul sărăciei ante și post decembriste 89, clișeul are inedit și ți încălzește inima. Cât ai fi de câine, nu poți rămâne indiferent la drăgălășenia cățelușilor de toate națiile, cazați în trei panerașe. Sunt amestecați ca un pachet de cărți de joc, iar pe unii văd prima oară pe viu, îi știam doar din la rus. În mijloc un acvariu lat în șolduri ca bolurile de coniac, cu peștișori exotici, policrom și grozav de activi. Încerc să văd ce se petrece dincolo de vitrină. Număr cam 15 scaune. Maestrii manevrează foarfeci, perii, fenuri, spray spreiuri, cu siguranță și competență. Mamele supraveghează chestiunea de aproape la locul operațiunii, în picioare lângă victime. Vorbesc continuu, probabil numai prostii. Coaforii zâmbesc și ei continuu, se dau cât un pas înapoi, admiră în oglindă clientul, mai ajustează o ureche, mai adaugă un cârlion pe frunte, mai trag o pensă la coadă, judecând după expresii și hărmălaia care străbate până în stradă, E o viață animată acolo. Cei trei, mă refer la personal, sunt ușor de identificat. Actrița, o femeie încă tânără, are ceva de tras cu un caniș nou-nouț. E alb și abia scos din baia de șampon, se zbate să scape dintr-un prosop. Nici fionul nu-i place mai mult. Ce cir poate să facă e ceva nespus. Canișii sunt nebuni și când sunt normali. La distanță de două scaune lucrează inginerul electronist. Nici asta n-am plini 40 de ani. Fizionomia, tipica bolnavului de ulcer. Când a făcut rost de el, n-aș putea spune. Ca electronist sau ca frizer? Uite-l și pe tata. Nu știu cum trebuie să arate un geolog, dar presim că tipul n-are moaca Bresley. E masiv, jovial, pișicher, mustață neagră, la Kral gable. Impresie de ansamblu, capșist de altă dată, foiță, redutabil și plezirist, fumător de pipă sau trabuc. Recomandabil să nu stai cu spatele la el. Din orice parte l-aș privi. Nu-l văd scărpinând pietre printre monumentele naturii. Și. Mă încearcă un sentiment de neliniște. Nu-l văd deloc însurându-se la 60 de ani. O fi mai mea seducătoare, dar pe certificatul ei de naștere original e țintuită -ți stema cu lei și nu pârțul cu spice și sonde al socialismului cu șapcă. Concret, tot o te, golan cu stil și crai, cum îl intuiesc, dacă tot ajunge la primărie. Poți paria tale pe ultima centimă că însuși viitorul socru e cu cel puțin zece ani mai tânăr. Miros ceva suspect în povestea asta și simt o strângere de inimă. Ar fi prima decepție din viața mamei. Dureroasă pentru că se află așa, cred, la final de carieră sentimentală. Săraca și închipuie ultima cortină căzând peste un strașnic happy end. Ca să-mi îmbujorez dispoziția, acord totuși un 10% eventualității ca tot o să se fiind îndrăgostit sincer de mama, de farme cu ei, de tonicitatea care o caracterizează, de inegalabilul ei talent de a picta un soare convingător pe un cer autumnal ciurui de ploaie, de fermecătoare, e fermecătoarele ei a Iureli. Un argument deloc de neglijat pledează în favoarea ipotezei unui tot sincer. Nu el a căutat-o pe mama, nu el a provocat cunoștința. Ea a găsit. Încerc să-mi deschid cărare în turma de țânci care asaltează vitrina. O surpriză pe cinste, o surpriză de zile mari mă înșurubează pe trotuar. Degajat cu aerul unuia de-al casei, țeastă intră în prăvălie. Tot o zâmbește trei roze, recte, de la o ureche la cealaltă, ca să nu vă închipuiți că ar fi vorba despre whisky-ul omonim. Abandonează foarfeca și întinde mâna peste capul clientului, un San Bernard cu expresie sfătoasă. Băieții se înțeleg din priviri și țeastă dispare în spatele unei draperii din fundul salonului. Presupun că acolo se află un mic birou. Electronistul tocmai se eliberează și totul roacă să-i preia clientul. Dispare după aceea și perdea. Gândurile mi se ciocnesc în cap ca niște bile de biliard, doar că mult mai repede. Țeastă, fiorosul suspect de la Düsseldorf și Crocodil Club, omul care o cunoaște pe Vanda și le-a înspăimântat pe Nina și pe Coana Urica, tenebrosul care și-a la prezența în momentele cele mai fierbinți, e un bun amic cu logodnicul maică-mi. Senzațional! Prea senzațional! Mă fac mic, ceea ce nu constituie o problemă. În mai puțin de 10 minute, țeastă părăsește salonul. iată atent la trafic, mai exact la taximetre, o stratagemă care îi dă posibilitatea să constate dacă e urmărit. A ajuns în stație și urcă în primul taxi care și așteaptă rândul. Îmi notez numărul în gând. Eu îl iau pe al treilea. Nimeresc unul de la firma Valentino pentru care am o slăbiciune. Sunt corecți, șoferii în general tinere au figuri urbane. Și ăsta e la fel. Îi explic ce are de făcut și dă încântat din cap. Îi place. Petra se începe să se simtă decepționat. Cursa e cu minte, fără fițe, fără emoții. Se aștepta probabil să gonim cu 200 pe oră, să zburăm peste vreo două troleibuze și o dâmboviță, să intrăm într-un supermarket prin în vitrină și să stopăm într-un deal de cutii de conserve. Nici gând. Se asta coboară la sala palatului. Privește instinctiv în jur. Nu ca unul care caută să sesizeze un eventual filaj, ci se orientează la schimbarea de peisaj după cursa cu un vehicul. Constată că-i soare și încalță o pereche de ochelari. O ia alene pe luterană. Un domn care se plimbă. Pare atât de liniștit că încep să mă simt eu neliniștit. Am nevoie de un secund. În jur, lume ca la moș pe o stradă care, până mai acum câțiva ani, era liniștită ca o după amiază de duminică provincială. La catedrala Sfântul Iosif câteva afișe anunță un concert de dimineață. Spre surpriza mea, în fond, de ce? Se intră înăuntru. E catolic sau cel puțin vrea să aibă aerul își moaie degetele în apă sfințită și se închină cu palma complet deschisă. O zbârcește la urmă. Reflex face crucea ortodoxă, adică de la umărul drept spre cel stâng. Catolicii merg în sens invers. Încerc să ghicesc ce-o fi în capul caraghiosului ăsta. Se așează într-o bancă și șculcă fruntea pe degetele împletite. Pare adâncit în rugăciune. În catedrală, lume puțină, tot fețe subțiri, nici picior de mitocan. Sunt în ultima bancă și deocamdată singur pe o rază de circa 3 metri pătrați. Îmi scot scula și comunic cu sediul. În câteva minute, Ene și Timofte vor fi la catedrală. Gândurile mele arg în toate părțile. Caut puncte fixe și conexiuni logice. În afară de amănuntul că toate victimele au avut legătură cu industria sexului, restul pare teatru absurd. Segmentele sunt bizare, nu se îmbucă. Uite-l pe țeastă. Bate Europa după fundul Vandei, zice prezent ori de câte ori mierlește vreo fufă, se joacă de omul invizibil, iar acum face conversație cu Eternu Sacru. În tevatură, pică și nina vestibul nevastă de bun de în stag. Aerobică l-a așternut. Lipsa sosul picant. Pune o straga de celia, mămica mea personală încurcată cu toto a asta. Îmi dă târcoală o idee. Cel puțin în cazul Vandei și al Ninei avem de-a face cu un șantaj de proporții. Diferă compartimentul de viață asupra căruia el se exercită, dar esența e aceeași. Vanda se sustrăsese unor obligații încă nu știu de ce natură, iar încăpățânarea a costat-o. La Nina e vizat compartimentul social în care a reușit să se instaleze. Indiferent de miză jocui același, ori valsez cum scântio, eu, ori plângem măta la mormă în proaspăt. Și acum ajung la idee. Oare n-au nimerit fătucile astea în păienjeni și unui trus de șantaj, o instituție specializată acoperind toate sectoarele vieții sociale și politice. De ce nu? Helmut e o personalitate în Partidul Creștin Democrat un apropiat al cancelariei lui Chiol, vin alegerile, etc. Doar cu jumătate din dosarașul uninei în Occident arunci un guvern în aer. La noi îți trebuie Trinitro Toluen. O atingere ușoară pe spate. E locotenentul Lene. Îl arăt pe țeastă care se îndreaptă spre Madonna din dreapta altarului, unde îngenuchează. Pariez că ne pregătește o figură oață. Nu-l scăpa din ochi. Eu țin ieșirea. Pst, o cară. Țeastă se închină din nou după tipic și iese. E timofte pe fază, mă liniștește ene. Eu o luăm pe urme, tip tilemon. face câțiva pași și se oprește. Are o a o brațului de parcă și-ar fi amintit ceva. Da, trebuie să cumpere flori. Coșurile țigăncilor din coasta catedralei sunt îmbietoare. Ispita te face să lăcrimezi. Un singur fir de trandafir echivalează cu 20 de pâini. Cam mulți chiar și pentru țeastă renunță la Flor și traversează strada. Doar că îl detraversează. Nu e țeastă, e altul.